We also discussed plans about holding a new meeting of this intergovernmental commission later in spring. The last time such a commission was organized was 10 years ago. From our standpoint, it is high time for us to structure our economic cooperation and be much more systematic in moving things forward, not just between our governments, but also between our societies and businesses. În scopul cooperării între întreprinderile mici și mijlocii, cei doi oficiali au convenit că în perioada următoare o delegație a Agenției pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii din Azerbaijan va veni în țara noastră pentru semnarea unui acord de cooperare cu Agenția de Investiții din Moldova. Nicu Popescu a subliniat și importanța strategică a coridorului sudic al gazelor pentru diversificarea surselor și rețelelor de import a gazelor naturale, precum și sporirea rezilienței energetice a țării noastre. Ministrul de Externe a menționat și alte obiective de pe agenda moldovenească. We in Moldova expressed an interest in gradually moving towards the abolishment of roaming fees for mobile telephony when you cross the border. This is something that we are doing with some EU member states, and we're always very interested to doing it with our friends and partners. As our relations intensify, perhaps we could look into opening direct air connections between Baku and Chișinău. Nicu Popescu întreprinde o vizită de 3 zile la Baku la invitația Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Azerbaijan. In small and medium business development agencies representatives will visit Moldova in the nearest future and discuss on how to further strengthen the cooperation in this area. We believe this is an extremely important vector of our cooperation. În programul deplasării este inclusă și o întâlnire cu președintele Azerbaijanului, ministrul agriculturii, copreședintele Comisiei Interguvernamentale Moldoazere de Cooperare Comercială-Economică și cu președintele Agenției pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii din Azerbaijan.